Bună ziua, dragii mei! Aceasta este tălmăcirea pentru cei din Zodia Taur, pentru luna iulie. Numele meu este Camizea, de la canalul Camizea, 1001 de tălmăciri. Taurii, cei născuți în această zodie, cei care aveți aici ascendentul sau alte planete dominante, sau poate urmăriți pentru că aveți de-a face cu un taur. Astăzi vom începe cu energiile curente ale lunii iulie, să vedem unde se află focusul și ambiția voastră în această perioadă. Iar în partea a doua, astăzi avem mult așteptată tălmăcire metafizică și un subiect foarte fierbinte, sufletele pereche. Oarecum împerechează universul sufletele în funcție de energiile karmice? Vom afla în partea a doua. Dar până atunci, dragii mei, taurul dorește să știe scurt și la obiect ce l-așteaptă în luna iulie, unde este focusul, ambiția voastră, ce se îndreaptă către voi, dar și cum veți face față situațiilor. Avem energia generală a taurului. Avem marele preot. Contractele, înțelegerile, moralitatea. Taurul se conformă legilor acestei lumi. Legilor morale, spirituale, legilor țării în care trăiesc și așa mai departe. Vedem cum se poate cădea de acord în această lună. Taurii pot să semneze contracte. Marele preot, iată, este cel care vine și aduce ca și autoritate un cuvânt important aici în semnarea unor documente sau poate în asumarea unor responsabilități. Se face lucrul drept. Se cade la înțelegere. Mai puteți avea de-a face cu autoritate sau poate doar este o înțelegere între voi și alte persoane. Este un moment favorabil, vedem, pentru rezolvarea unor probleme legale sau care au de-a face cu contracte legale, contracte de căsătorie, de închiriere, de muncă și așa mai departe. Să vedem despre ce este vorba. Iar și vedem taurul care face lucrul drept. Taurul care ia niște hotărâri aici să fie bine pentru toată lumea. Sau să iau niște hotărâri pentru ca și voi să fiți incluși într-o anumită chestiune. Vedem cum marele preot dă un verdict în această lună pentru taur. Sau poate voi dați un verdict pentru cineva, poate voi aprobați ceva sau poate vi se aprobă vouă o anumită chestiune. Avem șaptele de bâte. Cineva stă la distanță și va spune așa cum sunt, eu sunt corect. Vedem cum taurul nu permite persoanelor care nu sunt de acord cu el să se apropie foarte mult, îi va ține la distanță pentru că așa trebuie. Taurul va decide, va lua deciziile cu cine merge mai departe și pe cine ține la distanță. Însă aceste decizii sunt luate pe baza unor principii care stau, iată, la baza judecății taurului în această perioadă și nu se va abate de la deciziile sale. Nu încercați să-l convingeți pe un taur să meargă într-o altă direcție sau să facă ce vreți voi, pentru că nu va asculta. Voi va trebui să ascultați de dumnealor, de tauri, în această lună. Și avem pajul de cupe răsturnat, vedem un îndrăgostit. Aici un trubadur răsturnat, vă întrebați de ce cad cărțile răsturnate? Nu am uitat să le amestec așa cum trebuie sau să le întorc, ci dimpotrivă. În mod special amestec acest pachet în ambele sensuri pentru ca aceste cărți să cadă și răsturnate și drepte, pentru că dacă nu v-ați prins până acum, citesc după metode avansate. Dar voi trebuie să ascultați mai degrabă mesajele. Iată, avem un paj de cupe răsturnat care va fi ținut la distanță. Persoanele imature, emoțional, mental, care nu se țin de cuvânt, care nu se supun regulilor, care își fac de cap și au luat o razna, vor fi ținute la distanță. Aveți de-a face cu aceste persoane imature în luna iulie, dragii mei tauri, însă voi aici vă văd că sunteți foarte, foarte autoritari. Dacă este vorba despre copiii voștri, îi veți pune la punct. Dacă este vorba despre vecini, prieteni, iubiți, imaturi, poate aveți de-a face și cu astfel de persoane. Dacă nu se supun regulilor voastre,
O să vadă ei ce se întâmplă, pentru că taurul nu permite în această perioadă. Dar se pare că în viața voastră există și persoane care iau niște hotărâri mature și care, dacă nu vor să asculte, probabil că vor fi, vă veți supăra pe ei, îi veți pedepsi, cine știe, este posibil și acest lucru, însă cu siguranță că sunt niște energii în contradictoriu. Nu este foarte grav, însă reușiți să le faceți față și reușiți să nu vă abateți de la drumul vostru, fie că este în iubire, fie că este la locul de muncă, iarăși vedem niște chestiuni care parcă vin să vă critique, însă sunt niște critici nefondate, să știți. Și până la urmă vi se va da dreptate dacă vă apărați punctul de vedere și bineînțeles că va trebui să o faceți. Vă veți lupta cu imaturitatea, însă maturitatea voastră va câștiga. Ce lăsați în spate în această perioadă, taurii? Avem șaptele de spade. Cineva care vrea să treacă prin fața voastră cu un anumit, știu, poate avantaj și are impresia că nu este văzut. Îl veți vedea. Îl veți trage la răspundere. Sper să nu fiți voi această persoană care doriți să faceți aici o chestiune și să nu fiți văzuți, să nu fiți prinși, pentru că este posibil să fiți prinși, dar acum dacă ați venit la această tălmăcire, probabil că nu veți fi voi această persoană care ia ceea ce este al său și pleacă pe furiș. Iată, veți lăsa la spate persoanele care, așa cum am spus de la începutul tălmăcirii, nu se supun și doresc să obțină anumite avantaje. Ei vor trebui să se supună, deci sunteți un justițiar, sunteți un stăpân în această lună și bineînțeles că nu veți permite nimănui să vă ia ceva dinainte. Avem o persoană care parcă trece așa cu ceva prin fața voastră, o minciună, o înșelătorie, o trădare și are impresia, ăsta nu mă vede, frate. Bă, dacă aveți de-a face cu un taur, potoliți-vă luna asta, pentru că o să vă vadă. Dar nu numai că o să vă vadă taurul, vă va trage la răspundere, vă va pune la punct. Și probabil că vă va face și de rușine. Mai bine aveți de grijă ce faceți cu taurii luna aceasta. Avem patrul de spade în poziție dreaptă, o tăcere, ceva care este în neregulă și de multă vreme poate s-a ascuns această chestiune. Poate să fie la locul de muncă cineva care face o nedreptate, în iubire, ați închis ochii asupra acestei chestiuni, v-ați făcut că nu vedeți, nu ați vorbit despre acest lucru. Lăsați la spate. Se pare că în această lună veți vorbi și veți spune lumii. Veți spune lumii anumite lucruri care nu vă convin aici. Avem turnul răsturnat, o chestiune care se poate distruge dacă nu iese la iveală acest adevăr sau dacă nu este dată pe față această persoană impostoare. Ar putea să se distrugă ceva la care ați lucrat de multă vreme, dar nu numai voi ați lucrat la acest lucru. Și mai multe persoane. Este o chestiune aici colectivă, iată, care trebuie apărată de acești maturi. Este pur și simplu, voi trebuie să apărați ceva, un principiu sau ceva care aparține comunității voastre. Familia, locul de muncă, știu eu, poate colegi la locul de muncă, echipa din care faceți parte. Mai pot să fie vecini, comunitatea din care faceți parte trebuie apărată de acești intruși care sunt întorși pe dos și vin ori să fure, ori să mintă, ori să facă ceva pentru că au fost tolerați. Pentru că nimeni nu a avut curajul să spună, dar vedem cum nu numai taurul, ci și anturajul său se unește în această perioadă împotriva acestor impostori și se evită o catastrofă pentru că ceva se va da pe față. Că cine face aceste lucruri? Să vedem ce se îndreaptă către voi. Luna, lucrurile ascunse, dragii mei. Aici există niște chestiuni care probabil situația în care sunteți, ori voi poate tolerați ceva și țineți în umbră sau poate altcineva, știu eu, are anumite secrete, nu dorește să se afle anumite lucruri. Vedem cum luna, lucrurile care nu sunt date pe față în lumină vă vor da de lucru. Această perioadă este o lună în care va trebui voi și anturajul vostru să descoperiți surprizele, să faceți lumină într-o anumită situație în care este foarte multă umbră, se pare aici. Aveți mult de lucru și avem treiul de spade în poziție răsturnată. Pentru că nu se mai dorește această suferință, cineva probabil că trebuie să suporte
din cauza acestor lucruri ascunse și suportă în umbră, în obscuritate. Știți cum este când se fac anumite nedreptăți și omul tace și înghite pe călare încotro? Iată că se vor pune niște forțe împreună, orică este în familia voastră, poate cu iubitul, cu amantul, cine știe, pentru fiecare poate să fie un aspect diferit al vieții voastre, însă se vor pune forțele, se vor uni pentru a se da pe față și pentru a se opri această suferință, care este o suferință într-un fel ascunsă. Da? Deci o suferință ascunsă iese la iveală și se face o dreptate aici. Și mai vedem nouăle de bâtă și veți fi voi foarte, foarte mândri pentru că ați reușit să vă luptați împotriva acestor chestiuni. Deci foarte mândri veți fi, vedem cum se salvează o rană emoțională, poate se elimină această rană emoțională care a mers de lungă vreme pentru că nu trebuie aprofundată. Vedem un taur care se luptă pentru dreptate și moralitate. Sunteți măreți, dragii mei tauri, dar cu cine aveți de-a face? Lăsați comentarii, citesc cu mare dragoste comentariile voastre, din ele ne inspirăm, când eu cel puțin din comentariile voastre mă inspir când citesc aceste cărți și din poveștile voastre de viață. Oare a venit momentul acum să se facă o dreptate pentru tine? Dacă simți acest lucru, unește-ți forțele cu persoanele care te susțin pentru că se pare că pentru tine va veni o perioadă mai bună dacă te lupți pentru ceea ce ți aparține și nu lași pe nimeni să-ți ia înainte. Și iată ca un războinic care vine acasă de la luptă și este învingător și își protejează ce are mai drag, vei veni și tu și vei spune, am reușit. Iată ce frumos! Ce urmează după acest lucru? Și nu o să se facă mare tam-tam aici, parcă vedem că se face liniște și vedem cum toată lumea parcă mă simt mai bine, mai liber emoțional, pentru că a fost și o încercare emoțională din cauza unor persoane care pur și simplu din imaturitate fac anumite lucruri. Ce va ieși din treaba asta? Este oare la locul de muncă? Această situație este cu vecinii, cu familia, cu iubiții? Cu cine este această situație? Avem doiul de monede, echilibrul. Iată cum cineva jonglează între două situații în spatele său. Apele sunt învolburate. Deci încă situațiile din jurul vostru nu sunt chiar puse la punct 100%, dar se produce un echilibru. Cel puțin în această lună reușiți, da? Să jonglați cu aceste energii încât să fie un echilibru în viața voastră. Dacă e vorba despre bani aici, poate este cineva, știu, a făcut niște șmecherii cu banii, vedem cum reușiți să recuperați anumiți bani, dar va trebui să vă zbateți pentru acest lucru sau poate voi reuși să plătiți niște datorii pe care le-ați făcut, știu eu, dintr-o imaturitate sau poate într-un moment în care ați avut nevoie și ați închis ochii și ați făcut aceste datorii, vedem, și pentru că este luna în care contractele se pot semna, aveți o mare, mare grijă dacă semnați contracte de muncă, de închiriere, de căsătorie, de divorț, că și acelea sunt contracte în care vă desprindeți de anumite contracte. Deci semnarea sau dezlegarea unor contracte trebuie să fiți foarte, foarte atenți aici, că cineva se pare că face niște șmecherii pe acolo, dar voi veți găsi aici toate chestiunile ascunse, vedem, și bineînțeles că veți evita această catastrofă sau veți evita distrugerea unei chestiuni la care țineți foarte mult și avem echilibru care vine, iată, și în această mare învolburată vă pune pe voi așa să vă simțiți ușor mai bine, să faceți alegerile corecte, alegerile care protejează valorile voastre. Despre ce este vorba? Avem optul de bâtă răsturnat. Se pare că se amână anumite acțiuni. Dacă trebuia să mergeți la drum sau să faceți o anumită chestiune, se amână acțiunea pentru că trebuie rezolvate aceste lucruri puse la punct din punct de vedere legal, moral, pentru a se produce un echilibru și pentru a se elimina toată această anxietate și frustrare din cauza unor prostii care au fost făcute. Se amână anumite acțiuni, dar în schimb puneți la punct niște aspecte importante. Nu treceți la acțiune înainte să
Analizați foarte bine contractele în care vă băgați înțelegerile pe care le faceți în această lună. Se pare că unii oameni aici cu care aveți de-a face vor să vă tragă pe sfoară, dar nu o să vă tragă, așa cum am spus, este doar vă atrag atenția de 7.000 de ori, vă spun acest lucru, ca să nu îl uitați. Și vă văd pe voi cum veți sta pe gânduri și nu veți trece la acțiune până când nu veți cântări foarte bine situația. Deci o acțiune se amână, o comunicare se amână, un răspuns final se amână pentru că aveți nevoie să vă asigurați de ceva anume. Deci vedem o întârziere și avem 6 de băte pentru a se obține o victorie. Deci pentru a avea această victorie va trebui să stați ușor pe gânduri aici. Mai ales dacă este vorba de contracte de lungă durată, atenție mare în ce vă băgați, nu semnați foarte rapid, mai întâi cercetați să aveți voi un avantaj. Știți cum este la aceste contracte de muncă sau de închiriere? Se face repede, repede, te bagi într-un contract și te trezești acolo că nu mai poți să ieși de acolo și o să-ți pară rău după aceea, o să spui, aoleu, în ce m-am băgat. Dar dacă sunteți precauți și urmați sfaturile tarotului, o să vă fie bine, veți avea o victorie, vedem. Pentru a avea această victorie va trebui voi să faceți o amânare a unei acțiuni sau unei comunicări până când vă hotărâți și cădeți de acord cu mai multe persoane. Deci nu veți lua hotărârile de unul singur în această perioadă, va trebui să vă sfătuiți ori cu autoritate, ori cu familia, ori cu colegii, ca să cădeți cu toții de acord să fie bine la toată lumea. Iată ce lună importantă pentru Taur! Oare ce cade în temerile voastre? În temerile voastre avem 8-ul de cupe. Cineva care trebuie să părăsească o situație în care a fost foarte bine acolo, poate chiar temporar, poate definitiv, cine știe, și este teamă că nu poate să lase în urmă ceva de o asemenea influență emoțională. Vedem, iată, personajul care trebuie să se îndrepte către ceva mai bun în viața sa, însă se uită înapoi și spune și de acolo de unde plec era bine. Poate să fie un loc de muncă, poate trebuie să faceți o schimbare, să faceți o mutare de locuință, poate trebuie să plecați dintr-o relație și vă gândiți așa, plec undeva unde o să-mi fie mai bine. Dar oare voi putea eu să las în urmă o perioadă din viața mea, o persoană, o, indiferent ce este, un loc, ceea ce lăsați în urmă sunteți foarte, foarte atașați și vă este teamă că nu vă veți putea desprinde. Oare de ce trebuie să vă desprindeți? Dar nu este o desprindere ceva care să vă deranjeze, este o chestiune care vă cheamă pe voi să faceți ceva la distanță sau poate vă cheamă o persoană să intrați într-o altă relație, cine știe. Văd o persoană care pleacă și se uită în urmă și zice, nu pot să plec de aici, domnule. Da, avem 4-ul de bâte în poziție răsturnată, o stabilitate, ceva în care ați fost, este poate casa, familia voastră sau jobul sau ceva la care ați ținut foarte mult și temporar trebuie să plecați de aici. Mai vedem și o întârziere a unei călătorii sau unei mutări din cauza că există acest atașament emoțional și aveți impresia că fără voi acolo de unde plecați nu o să mai fie echilibrul. Dar se pare că va trebui să vă gândiți foarte bine și să negociați și cu persoanele care rămân în urma voastră pentru a vă asigura că și ei sunt bine și apoi vă va fi și vouă, toată lumea va fi bine aici. Însă este mai mult o lună a tatonării în care parcă spuneți să mă duc între acolo sau să nu mă duc, dar vă preocupă ce fac ăștia care rămân în urma voastră. Însă pentru că pentru voi va fi bine oricum acolo unde plecați, voi sunteți deja știți, aveți așa un entuziasm să faceți acest lucru, însă cei care rămân în spatele vostru aveți o mare grijă pentru ei. 10 de spade răsturnate, vă e teamă că cineva o să cadă la pământ să sufere din cauza aceasta, din cauza plecării voastre. Și parcă spuneți mai stau aici pentru ei, dar veți sta acolo pentru ei până când ei își vor găsi echilibru. Însă vor ieși la iveală niște chestiuni ascunse care o să pună la punct niște lucruri și până la urmă cred că vă veți înțelege cu toții. Este o lună în care cineva, dar nu voi, parcă este așa agitat emoțional, are o anxietate și spune, vai, din cauza ta, Taurule, uite că ce faci, nu știu ce, nu pleca de aici, nu, încearcă să vă ține ușor pe loc, da? Să se plângă, să se victimizeze, să vă ține ușor pe loc din ceea ce voi aveți nevoie de făcut.
dar până la urmă veți amâna, probabil veți avea discuții, veți da pe față chestiuni și veți vedea că acea persoană parcă nu este întemeiată această anxietate a lor și că ei sunt de fapt foarte bine. Asta este. Și probabil că îi veți consilia, se pare. Mai vedem un consiliu de familie, mai vedem o ședință la locul de muncă, o ședință de bloc, de cine știe, de comunitate. Vedem aici în care cineva parcă este pus la punct și se fac niște schimbări, se amână niște schimbări până mai ies la iveală niște lucruri. Dar până la urmă este ok la Taur, însă vedem comitete, vedem adunări de oameni în care se iau niște decizii ca toată lumea să fie bine. Se amână niște schimbări, se mai modifică ceva la anumite contracte, iarăși vedem abordarea conștientă. Cum va fi abordarea conștientă pentru Taur? Patrul de monede. Iată o ofertă favorabilă care, de mod conștient, toate deciziile vor fi luate pentru ca toți să fie la adăpost și să le fie tuturor bine. Pentru unii poate că această decizie care se ia sau contractul acesta nu aduce atât de mult cât și-au închipuit ei. Mai ved niște negocieri la locul de muncă, iarăși dacă sunt negocieri la locul de muncă, probabil că aici va trebui să vă supuneți și să acceptați ceea ce vi se dă, dar nu o să fiți nici rău, poate că nu o să primiți atât de mult cât vă așteptați, dar o propunere aici și ceva o mărire de salariu vedem că se face. Se mai fac niște schimbări la un loc de muncă, vedem cum se schimbă un șef sau cineva pleacă și parcă aveți așa o ușoară melancolie la această plecare sau poate un vecin se mută de lângă casă. Iată cineva care pleacă dintr-o situație stabilă, dar nu pleacă că s-a certat cu cineva, pleacă pentru că are o altă opțiune mai bună. Și îi pare rău persoanei care pleacă. Dacă sunteți voi cei care plecați într-o chestiune, o să vă uitați așa în urmă, parcă amânați această plecare până când sunteți convinși că toți cei care rămân acolo sunt ok. Și rămâneți cu prietenie, cu voie bună, cu optimism. Cineva, nimeni nu rămâne pe din afară aici. Aveți foarte multă grijă ca toată lumea să fie ok. Vedem cum dacă trebuie să faceți o mutare, rămâneți prieteni cu cei pe care îi lăsați în urmă. Dacă cineva pleacă, rămâne prieten și vedem că poate o perioadă mai comunicați, deci se desparte cineva sau pleacă cu prietenie. Nu neapărat că vă despărțiți din relații, dar ceva aici, niște persoane care vedem că o iau pe drumuri diferite cu prietenie, deocamdată, și avem judecata de apoi în poziție răsturnată, încă nu se spun toate dedesubturile pe față, se mai mușamalizează, că nu se putea altfel, anumite aspecte pentru ca să nu se supere, nu știu cine aici, cine ar putea să se supere, sper să nu fiți voi această persoană, dar cred că voi încercați să mai ameliorați puțin aceste energii, dacă este vorba despre niște bani pe care îi primiți sau îi dați, parcă nu sunteți foarte mulțumiți de acești bani, dar o să primiți oferta așa cum este, că totuși este una bună, totuși se rezolvă chestiunea de bani. Vedem aici acum se așteaptă banii aceștia să atârne mai mult, ei nu vor atârna chiar atât de mult, însă o victorie vedem că se va întâmpla aici, dar să știți că nu se dă totul pe față. Se mai păstrează niște secrete acolo așa, că nu putem să spunem chiar totul pe față, însă parcă voi sunteți ok cu acest lucru. Cine păstrează aceste secrete, ori tu, ori celălalt, este pentru ca să nu se supere cineva. Da? Și o să rămână așa cum ați stabilit și avem nouăle de cupe. Dacă cineva pleacă de la un loc de muncă sau se dă și o petrecere acolo, să știți, vedem cum se face o sărbătoare, dar parcă și la petrecerea asta așa este o oarecare tristețe sau oarecare, nu știu cum să spun, o ușoară falsitate văd în această chestiune, care cineva parcă zice, lasă-mă, hai să lăsăm lucrurile așa, să fim cu toții ca lumea și până la urmă fiecare își va vedea de treaba lui și de interesul lui să fie el bine, la fel ca și voi, dragii mei, care vedeți dedesubturile situațiilor, de a spuneți, bine domne, lasă, acceptăm așa, hai să ne bucurăm de realizările noastre, hai să dăm o petrecere aici
și drum bun și cale bătută, rămânem prieteni și vorbim în continuare, dar lucrurile ascunse numai voi le știți, se pare. Nu plecați nicăieri pentru că imediat vine tălmăcirea metafizică, vom vorbi despre sufletele pereche. Dacă doriți tălmăciri personale, așa cum ați întrebat cum să mă găsiți, eu postez în descrierea videoclipurilor mele, pagina mea de Facebook, îmi trimiteți mesaj privat, aici de desubt este linkul, ca să știți că ajungeți la mine, că nu răspund unde ajungeți, nu mă căutați după nume, că am auzit tot felul de chestii, linkul meu este aici, căutați-mă, ofer tălmăciri personale și de câte 2 ore, să știți, față în față, în funcție de locurile disponibile. Tălmăcirea metafizică, sufletele pereche. Ce se întâmplă într-o tălmăcire metafizică? V-ați supărat că n-am făcut luna trecută? N-am putut. Asta este că nu pot în fiecare lună. De așa, nu vinem aici cu explicații ce și cum, dar trebuie să înțelegeți. Dar de acum o fac gata, că am înțeles că o vreți, facem tălmăcirea metafizică. Sufletele pereche. Oarecum împerechează universul, sufletele. Și de ce se împerechează sufletele? Pe ce principii? Nu acea împerechiere care are loc în dormitor. Nu la aceea ne referim, ci împerecherea în funcție de energiile karmice. Omul vine și întreabă, vreau să știu cine este sufletul meu pereche. Dar este foarte simplu. Uită-te în viața ta, în această secundă. Cine este persoana cea mai importantă din viața ta, cu care petreci timpul cel mai mult? Lângă cine te trezești dimineața zi de zi? Acela este sufletul tău pereche. Și omul spune, cine ăsta? Ăsta cu care trăiesc eu? Păi ăsta este karmic, domne, ăsta mă face să sufăr. Ăsta este cel mai rău posibil. Sufletul meu pereche este undeva, să vină să mă caute, să-mi aducă paradisul. Vreau să găsesc sufletul pereche. Ce mă pui pe mine cu ăsta? Păi nu te pun eu. Te pune universul. Universul nu pierde energia, nu pierde timpul să te pună cap în cap cu o persoană. Doar așa, ca să te facă să suferi. Persoana cu care ești zi de zi, în viața ta, fie că vrei, fie că nu vrei, fie că îți place, fie că nu-ți place, este perechea ta energetică. Iar persoana la care visezi, sufletul pereche, sunt mai multe tipare karmice, bineînțeles, în funcție de situațiile voastre, ar trebui analizate situațiile fiecăruia în parte. Eu aici vă spun niște tipare karmice generale. Omul este conectat cu o anumită persoană în viața sa. Trăiește zi de zi cu acea persoană, se bolăcărește, se poate, se ceartă, cine știe ce se mai întâmplă acolo. Și spune, ăsta este un karmic. Că așa îi punem noi eticheta și universul se uite la tine și spune, mă, karmicul ăsta este perechea ta, du-te și spală-te pe cap cu el. Nu e perechea mea, eu neg acest lucru, că nu e perechea mea. Cu toate acestea nu poți să scapi de el sau de ea. Te-ai întrebat vreodată? De ce nu poți să scapi din această situație și să găsești acel suflet care să-ți aducă paradisul? Pentru că deschide bine ochii și mintea. Sufletul cu care ai de-a face este perechea ta energetică. Dacă nu-ți place cu cine ești făcut pereche, în funcție de energiile karmice, schimbă-te! Pune mâna și schimbă-te! Schimbă-ți energia! Și dacă sufletul cu care tu ești conectat nu se schimbă în aceeași direcție, drumurile voastre se vor despărți automat. Dacă tu te schimbi, vei produce o transformare și în sufletul cu care ai de-a face. Sunt oameni care trăiesc toată viața în căsătorii care le numesc karmice, toxice, până la adânci bătrâneți. Ei se transformă și evoluează spiritual într-un mod fabulos și ajung la sfârșitul vieții și realizează că de fapt au trăit cu un suflet pereche și că viața lor a fost miraculoasă prin câte au trecut și peste câte au reușit să treacă și să evolueze.
la un nivel spiritual avansat, că fără suferință și fără lecțiile karmice, sufletul s-ar plictisi pe acest pământ, bine să găsească sufletul care aduce paradisul, să trăiască până la adânci bătrâneți, cu sufletul pereche, să nu aibă nicio problemă. Este ca și când te uiți la o telenovelă și nu găsești acolo nicio dramă, că sufletului îi place drama. Mai sunt tipare karmice în care omul este cu cineva, se trezește zi de zi lângă această persoană, neagă orice legătură, spune, domnule, ăsta e karmic, e toxic, nu mă interesează, și este conectat cu cineva într-un plan astral, pe o altă frecvență, lungime de undă, cu cineva la distanță, cu cineva din trecutul său, cu un suflet care aduce armonie spirituală, emoțională, dar nu este în relație cu acea persoană. Este în relație cu ăsta care zice că e karmic și că de fapt este perechea ta energetică, că nu poți să scapi de aici, că dacă ăla cu care ești conectat și care este paradisul și perfecțiunea întruchipată ar fi sufletul tău pereche, ar veni și ar fi cu tine și ați fi în relație. Dar dacă nu se poate face acest lucru, îl poți păstra ca și pereche pentru că ai mai multe suflete pereche pe mai multe planuri. Îl poți păstra ca și pereche pe plan astral. Da, a cincea dimensiune este reală. Omul se duce acolo. Se joacă cu aceste energii, face dragoste cu un suflet pereche în a cincea dimensiune. Sunt adevărate aceste lucruri, dragii mei? Poate că nu ați trecut voi prin ele, dar sunteți. Și printre voi persoane care aveți aceste legături emoționale fabuloase pe un alt plan cu cineva și trăiți cu o altă persoană în casă. Și nu puteți să scăpați și nu puteți să trăiți o relație tridimensională cu acel suflet pereche din astral, puteți să aveți mai multe suflete pereche. Însă nu negați faptul că acea persoană cu care sunteți pe tridimensional și cu care trebuie să lucrați energiile karmice, nu negați că acesta nu este un suflet pereche, pentru că este tot un suflet pereche care vă va stimula pe voi și veți stimula pe ei să treceți prin toate învățăturile necesare pentru evoluția voastră spirituală. Și nu te împiedică nimeni să duci în a cincea dimensiune să faci amor cu sufletul tău pereche care e pe plan astral, că nu știe nimeni că ăsta care e lângă tine în tridimensional nu se pune pentru că este pe un alt plan și pentru că nu este fizic. Este complicat ce vă spun aici. Dacă vă plac aceste tălmăciri, dacă ați urmărit până aici și înțelegeți despre ce este vorba, lăsați-mi comentarii. Abonați-vă canalului meu ca să vedeți aceste tălmăciri și învățături spirituale pe care nu le iau după nu știu ce site-uri. Ele vin de aici și din comunicarea cu ghizii mei spirituali. Da? De aceea uneori poate nu am energie să fac aceste citiri gratis pentru voi, nu? Pentru că trebuie să mă duc să fac și eu bani pe undeva ca să pot să apar aici gratis pentru voi, dar abonați-vă, susțineți-mi canalul și voi veni cu aceste învățături pentru fiecare dintre voi care sunteți interesați. Mai sunt tipare karmice cu sufletele pereche în care omul este singur. Este singur și nu-și găsește un suflet pereche și spune, măi, de ce sunt singur? Am încercat o relație cu cineva, nu merge, nici măcar un karmic nu pot să-mi găsesc. Nici un karmic, nici un de-asta, oglindă, geamăn, de niciun fel nu-mi găsesc. Sunt singur. Unde-mi e sufletul meu pereche? Sau mai sunt persoane care vin și spun, vai, eu sunt bătrân, eu sunt divorțat, eu sunt văduv, eu sunt așa, cine mai îmi găsește mie suflet pereche? Dacă tu consideri că nu ai pereche și vrei să ai o pereche și te întrebi oare de ce nu s-a legat această relație, este mai bine să fii singur decât să te victimizezi într-o relație de lungă durată cu un suflet din ăsta toxic, karmic și așa mai departe. Iată, universul te grațiază pe tine. Da, dar îmi lipsește dragostea, îmi lipsește drama, spune omul. Dacă nu-ți convine singurătatea, schimbă-te. Schimbă-te. Dacă niciun suflet nu vine să se atașeze de tine sau tu să te atașezi de un alt suflet, înseamnă că energia ta respinge. Ține minte acest lucru. Vai, cine eu? Eu ofer iubirea, spune omul. Ofer iubirea și vreau din tot sufletul meu să ofer așa iubire că am prea multă iubire și n-am cui să-i o dau. Și vine universul și te împerechează cu cineva căruia tu îi vei oferi iubirea toată viața, uite așa, pe tavă și nu o să-ți dea nimic, pentru că tu spui universului, vreau să dau iubire necondiționată, să protejez, să ajut, să vindec. Și uite, ți aduce universul unul care are nevoie de vindecare. Și te întrebi, de ce mi l-a adus universul pe ăsta? Pentru că
Conform energiilor karmice, universul te împerechează cu oameni care ei au nevoie de energia ta și tu ai nevoie de energia lor. În ce scop? Nu întotdeauna în scopul de a găsi paradisul, ci în scopul de a evolua pe plan spiritual. Că asta este călătoria noastră pe acest pământ, este o evoluție spirituală, dragii mei. Și omul se întreabă, de ce toată viața dărui iubirea și nu primesc iubirea? Ce se întâmplă aici, domnule? Care este blestemul din neamul meu? Nu este niciun blestem, schimbă-te! În loc să spui energetic universului, vreau să dau iubire, spune universului, vreau să împărtășesc iubirea cu cineva. Și îți va aduce universul o persoană dificilă, cu care trebuie să împărtășești iubirea și vei spune, vai de mine, ce se întâmplă aici? Este dramă, este telenovelă. Vreau liniște sufletească, ai să spui după aceea. Și universul îți aduce o altă persoană cu care este foarte multă liniște în relația ta și tu te vei plictisi acolo și vei spune, Bob, am plictisit universul, ce mi l-ai dat pe ăsta, că nu e stare de nimica. Păi ai vrut liniște. Și uite așa, nu suntem mulțumiți niciodată. Dar oare câți dintre voi trăiți o relație cu un suflet pereche și cunoașteți paradisul? Lăsați-mi comentarii dacă ați trăit această relație, fie că a fost scurtă, fie că a fost lungă, fie că mai sunteți încă cu acest suflet și sunteți conectați și trăiți pe pământ un paradis și un echilibru emoțional și financiar. Lăsați-ne comentarii, pentru că avem nevoie de încurajările voastre, pentru ca să înțeleagă oamenii că totuși este posibil să găsim paradisul. Însă, hai să vedem ce ne spune tarotul nostru multidimensional transparent despre energiile karmice ale voastre, dragii mei tauri, cu sufletele pereche. Suflet karmic, suflet toxic, dacă este perechea ta, trebuie să-l accepți și trebuie să te schimbi ca să se schimbe și partea cealaltă. Sau ca să găsești un alt partener care să fie altfel. Trebuie analizate situațiile fiecăruia în parte pentru a se înțelege de unde veniți și încotro vă duceți cu aceste relații. Avem pe partea mentală a voastră o bulversare. Mental nu prea înțelegeți. În momentele în care aveți o nesiguranță emoțională, automat mentalul vostru ar trebui să vină și să despice firul 4 și să vadă în mod logic despre ce este vorba. Cu alte cuvinte, mintea voastră ar trebui să vină în ajutorul inimii atunci când inima nu înțelege ce se întâmplă cu emoțiile, dar se pare că mentalul vostru este ușor dus într-o oarecare iluzie în această perioadă. Vor veni către voi anumite situații pe care nu le veți înțelege ce se întâmplă, de ce mi se întâmplă aceste surprize emoționale și nu înțeleg de ce sau nu înțeleg de unde vin și cum să le rezolv. Ia să vedem. Oare de ce vă iau prin surprindere aceste persoane care vă bulversează emoțional? Și mentalul vostru, cum trebuie să se descurce când apar aceste surprize? Pentru că este vorba de atracția universală care vă aduce aceste surprize. Iată. Persoanele care vin către voi, nu trebuie să-i vedeți sau să-i criticați emoțional. Întotdeauna există energiile karmice în care cele două persoane sunt puse față în față, cap în cap. Este vorba noastră populară, te-ai găsit tandea cu mandea, adică ăsta e așa și ăla e așa și i-a pus universul cap în cap. Vedem o persoană care vine în viața voastră și voi veți simți această energie mult prea puternică. Este o persoană, din punct de vedere energetic, mai ales dacă este bărbat, dacă tu ești femeie, este un bărbat care te întoarce pe dos cu energia sa. Este o energie extrem de puternică, poate uneori mental este prea greu să-l suporți pe acest bărbat. Vedem. Și caz emoțional, și acest bărbat poate dorește foarte multă atenție, poate dorește ca tu să te schimbi, poate că spune că nu ești bună pentru el și așa mai departe. Energiile pot să se și inverseze, poate să fie și femeie dacă tu ești bărbat, dar ne cade o energie masculină care se îndreaptă către tine și spui este prea mult această persoană, nu înțeleg ce se întâmplă, de ce ăsta este mereu deasupra, de ce ăsta mereu ia această atenție asupra lui și eu aici sunt în minoritate, în umbră și cad la pământ și nu mai înțeleg ce se întâmplă cu viața mea. Iată un suflet care nu vine către tine să te bulverseze și probabil că
vine către tine să te stimuleze. Ia din această energie, încearcă să fii și tu la fel ca cealaltă persoană. Când te uiți la cel de lângă tine, poate nu te acceptă așa cum ești. Tu trebuie să spui, eu am personalitatea mea. Tu ai personalitatea ta și ești intimidat de cel care vine către tine. Probabil că Universul îți trimite un astfel de personaj strălucitor sau un astfel de personaj mofturos pentru ca tu să te întărești, să nu te mai sperii, să te ridici, să cunoști pasiunea, să te dezinhibezi emoțional și mental. Probabil că nu reușești să vezi fațada sau fața adevărată acestei persoane, pentru că cu toții, iată, avem perioade mai bune și mai rele, te văd pe tine cum te cam inhibi într-o relație cu cineva care și acea persoană la un moment dat are niște probleme, dar acea persoană are și toane, vedem. Deci îți trimite Universul persoane cu toane pentru ca să te stimuleze pe tine emoțional și mental, dar mai ales mental, să înțelegi de ce cineva acționează într-un anumit fel și să înțelegi că este alegerea acelei persoane. Să nu te superi, să nu te intimidezi în fața partenerului tău de viață, ci dimpotrivă va trebui să sortezi fiecare acțiune a celelalte persoane, să o judeci la rece și să înțelegi că persoana cealaltă are o problemă și nu tu. Și când te vei detașa emoțional de problemele partenerilor tăi, mă rog, aici vorbim la mai multe persoane, nu vorbim, este o energie generală, da? Dacă cel de lângă tine nu-ți convine, îți mănâncă energia foarte mult, detașează-te emoțional. Pentru că persoana aia are o problemă și tu îi absorbi această problemă. Însă persoana cealaltă nu arată că are o problemă și vine cu atitudine necorespunzătoare către tine pentru că tu ești acolo, nu pentru că este vina ta. Vine, se răzbună pe tine, se enervează pe tine. De ce? Pentru că ești acolo. Deci în foarte multe căsnicii, în foarte multe relații, un partener dominant îl va ataca pe cel mai slab, iar cel mai slab se va simți o victimă, se va simți vinovat, că nu este bun, că nu este frumos, că nu se ridică la înălțime și așa mai departe. Dar de ce face celălalt așa? Pentru că celălalt are o problemă. Pentru că nu recunoaște valoarea ta, pentru că nu-ți recunoaște sensibilitatea și pentru că are probabil și niște probleme aici, un stres mental. Dintr-un stres mental vine acest lucru. Atunci tu te vei detașa și vei spune, mă, dacă ăsta e nervos, dacă ăsta îmi spune niște vorbe urâte sau dacă mă înșeală, iartă, mai vedem și persoane care înșeală aici, înseamnă că are el o problemă. Nu înseamnă că nu sunt eu bun. Treziți-vă mental, dragii mei, da? Treziți-vă, pentru că este o energie karmică în care voi aici vă victimizați și vă simțiți mai prejos pentru că altcineva are o problemă. Trezirea taurii. Foarte interesant această imagine. Vedem cum sunteți voi aici, ușor bulversați. Iată aceste cupe care vin și sunt emoțiile altcuiva care vin și poate vă pun ușor la pământ. Cu câtă putere vine această persoană? Ia uitați, regele de bâte vine cu această bâtă și iată cum parcă vă speriați și parcă vă intimidați în fața lor pentru că ei vin cu atitudine foarte aici puternică. Și iată de unde vine ei, această atitudine a lor, ia naștere dintr-un stres pe care îl poartă ei. Nu este stresul vostru, vă intimidați degeaba, ridicați-vă, vedeți-vă de treaba voastră și detașați-vă emoțional de persoanele din viața voastră care vă stresează. Da, te poți detașa emoțional de un suflet pereche dacă acesta este agresiv în comunicare, în comportamentul său, te poți detașa emoțional. Iată, încă o tehnică aici. Nu am un suflet karmic, nu mai știu ce să mai fac cu el, detașează-te emoțional, dacă nu mai știu ce să mai faci cu el. Pentru că dacă nu te detașezi emoțional, n-ai să poți să vezi logic lucrurile. Detașarea emoțională se cere la taur, mental. Filtrează totul prin mentalul tău, analizează la rece, critică-l pe celălalt în gândul tău, nu trebuie să-i spui lui că îl va apuca pandaliile și să vezi lucrurile așa cum sunt. În inima voastră și emoționalul vostru în legătură cu aceste relații, cu sufletele cu care sunteți în viața voastră, avem 10 de cupe. Este armonie totală în inima voastră. Inima voastră, probabil că ați cunoscut iubirea. Dacă nu sunteți cu persoana iubită în această perioadă, ori ați cunoscut iubirea, ori veți cunoaște iubirea, pentru că inima voastră dorește să cunoască iubirea.
Detașați-vă mental de persoanele care vă stresează ca să scăpați de ei. Sau ca să se schimbe ei. Deci dacă vă detașați, se pot schimba ei. Nu spunem acum, dacă ești căsătorit de 20 de ani cu cineva, că vrei să scapi de el. Dar se poate schimba cealaltă persoană. Detașarea ta emoțională te duce în emoțiile tale de 10 de cupe. Și ce înseamnă 10 de cupe? Fericirea, echilibrul emoțional. Du-te, găsește-ți echilibru emoțional și vei avea echilibru emoțional cu toate persoanele. Fie că este toxic, fie că este karmic, fie că este pereche. De unde vii tu? Vii de acasă, din inima ta. Unde ești în echilibru. Și celălalt care vine în loc să te bulverseze pe tine, îl vei echilibra tu pe el. Este o energie karmică fabuloasă, dar foarte grea. Omul vine și în privat la citiri și spune, bă, ce să fac ca să mi se schimbe relația, ca să găsesc un suflet, să plec, să rămân, ce să fac. Iată ce trebuie să faci tu, acum, taurule, în această perioadă, să fie în echilibru în inima ta. Cu toată lumea. Nu numai sufletul pereche sau karmic, cu toată lumea fii în echilibru. Iubește-i pe toți. Dacă te deranjează, detașează-te emoțional, privește din afară ca să nu strice echilibru. Trebuie să rămâi în echilibru în inima ta. Și să înțelegi că fiecare persoană, oricât de bun, oricât de rău ar fi, dacă e bun, împărtășește iubirea cu el sau cu ea. Dacă e rău, înseamnă că are acea persoană o problemă și nu tu. Și va trebui să privești lucrurile din afară. Iată, avem patrul de spade. Cineva are nevoie de odihnă, cineva are nevoie de tăcere. Nu hrăniți energiile agresive, bârfele, certurile. Cineva care vine și mental este foarte stresat, nu hrăniți acest stres. Vi se spune tăcere la maxim, ocrotiți-i, iubiți-i de la distanță, fără prea multe vorbe, pentru că trebuie să vă refaceți energetic. Vă văd cum sunteți și într-o perioadă de așteptare. Dacă nu este iubire în viața voastră sau relațiile sunt, știu, o tulburentă cu cealaltă persoană, nu la toată lumea e la fel. Poate voi sunteți cu iubire, la voi hrăniți iubirea dacă sunteți cu iubire. Că citim aici la mai multe persoane, dacă cineva vă înșală, de exemplu, va trebui să vă detașați ca să vă recuperați voi energia. Asta la mai puțin, care știți voi că vă înșală. Dacă nu vă înșală și doar vă simțiți inferior în această relație, detașați-vă, meditați, imaginați-vă relația că vă aduce o mulțumire emoțională. Fiți în echilibru, da? Și dacă nu puteți să fiți în echilibru cu cealaltă persoană, fiți în echilibru cu voi înșivă și o perioadă cel puțin. Sunt niște tehnici care ar trebui să vorbim aici ore întregi despre ele, dar cred că vă imaginați ce vă spun, nu mai comunicați pe această energie stresantă. Dacă vine cu o energie agresivă în comunicare, încercați doar strictul necesar să-l vorbiți, că aveți nevoie să vă recuperați energia. Și mai avem cei doi cai. Energia, iată, voi aveți nevoie să vă recuperați energia voastră pentru ca să oferiți această vibrație. Deci știi cum este inima noastră? Este, v-am mai spus, ca un barometru, da? Este o vibrație. Cineva vine cu energie negativă și inima mea intră într-un distres. Și iată cum acea persoană e mai puternică decât mine și mă face pe mine să intru în anxietate. Dar dacă această persoană vine în viața mea cu un distres și are o energie agresivă în comunicare și eu în inima mea cresc iubirea, cresc armonia și iată voi contracara automat agresivitatea în comunicarea celelalte persoane și alte persoane se va trezi și va spune, wow, ce se întâmplă cu mine, că mă simt așa zen în prezența taurului. Sinergia ta. Deci noi trebuie să creștem energia noastră fabuloasă de iubire necondiționată și de armonie din inima noastră și nimic nu ne va mai afecta. Și partenerii pe care ni va trimite Universul se vor calma în prezența noastră, se vor schimba în prezența noastră. Sau poate, ce știe, vom schimba partenerii, mai știi, la unii dintre voi, nu toată lumea. Vedem că la majoritatea partenerul de viață cu care sunteți parcă se echilibrează. Sunt cei doi cai. Avem aici 10 de cupe, armonia din inima voastră pe care trebuie să o păstrați. Avem patrul de spade care, iată, nu vorbește, nu hrănește energiile agresive, ci numai pe cele pozitive se protejează și avem cei doi cai care vin și iată și iau energie unul de la celălalt. Deci voi va trebui să dați energia voastră persoanelor din jurul vostru în loc să-i lăsați pe ei să vă mănânce energia. Creșteți-o și oferiți-o.
Una este să vină cineva să-ți sugă energia și tu să rămâi aici livid, să leșini, că nu mai ai energie. Și alta este ca cealaltă persoană să vină să încerce să-ți ia energia și tu să o crești și să o dăruiești. Da? Pentru că universul îți va da și mai multă energie ție. Tehnici energetice. Despre ce vorbim? Ce ne spun vizii spirituale despre Taur? În legătură cu sufletele compatibile din familia voastră spirituală, pereche, karmice, dacă trăiți cu ei, sunt perechea voastră. Avem moneda. Concentrați-vă pe bunăstarea voastră materială, pentru că dacă urmați aceste tehnici pe care le-am discutat aici și dacă le și înțelegeți și le și aplicați, o binecuvântare materială va veni la voi. Omul este într-o relație cu cineva și nu-i merge bine. Ce, bă, n-am abundență, sunt așa, sunt așa. Dar dacă aduci armonia în această relație, universul îți va aduce abundența materială. Iată cum se leagă energiile karmice. Știți cum se spune? La omul sărac nici boi nu trag. Așa este și în relațiile de iubire. Oamenii care se agită, care se seacă de energie unii pe alții, nu le merge bine. Atunci când este armonie și este în mâna voastră armonia, creșteți iubirea. V-am explicat aici, că îmi bat gura aici, învățați aceste lucruri, iată cum vine asul de monede, binecuvântarea materială. Pentru voi, universul vă susține. Că omul zice, vai, dar n-am, nu pot, că n-am bani, nu merge bine, n-am cutare. Universul te susține cu bani. Avem aici pajul de bâte, vor veni către tine persoane dornice să te ajute, ori cu un sfat, ori cu, știu, poate o relație undeva, poate un ajutor financiar. Și avem familia spirituală care te susține, îți spune spiritul, Taurule, ești susținut pe toate planurile. Păi și cum? Că sufletul ăsta cu care sunt aici în viață îmi face nervi, îmi face stres. Ți-am explicat, este familia ta spirituală. Dacă nu erai pereche cu acest suflet, nu te punea universul cap în cap. Dacă nu poți să scapi de această persoană, oferă-i iubire, detașează-te de energiile sale negative, crește iubirea și pasiunea în sufletul tău. Nu trebuie acum să devii pasional dacă nu simți acest lucru, dar este vorba de pasiunea de viață. Da? Crește pasiunea pentru viață, iubește-te, pentru că prin exemplul tău se va schimba cealaltă persoană. Familia spirituală te susține. Tot ceea ce ai nevoie, fă-ți munca ta karmică în legătură cu sufletul cu care ești conectat, munca ta karmică, și vor mai veni și alte persoane care vor fi acolo și care îți vor aduce exact ce ai nevoie atunci când ai nevoie. Pentru că, ce să vezi, familia ta spirituală nu doarme, universul nu doarme. Te vede că îți lucrezi energiile karmice, te vede că te străduiești să faci lucruri bune și în inima ta să aduci acest echilibru și această emoție pozitivă și îți va trimite și altfel de persoane în viața ta. Poate un alt suflet pereche, cine știe, mai bun, mai activ, mai, să zicem așa, cu mai multă energie pozitivă, sau poate persoana cu care ești se va trezi, pentru că îl va trezi familia spirituală. Vine spiritul așa, ghizi spiritual, face trezirea sufletului tău pereche și iată cum se trezește, că este împins de acolo. Avem moneda, viața pe pământ. Vedem persoana care, iată, cu energie nouă, proaspătă, frumoasă și pozitivă, vine pe pământ în viața voastră și avem deasupra familia spirituală care susține această energie și care va aduce o siguranță vouă și care probabil va influența ori pe cel care este în viața voastră să aibă energie, să renască practic, energetic, sau cine știe, această energie se va pune pe altcineva. Aceasta a fost tălmăcirea. Dacă ați urmărit-o până la sfârșit, lăsați-mi un comentariu ca să mă bucur și eu de acest lucru. La revedere!